primul rând, ca un om cu o extraordinară plăcere de a citi, de a citi cu creionul în mână, adică comentând, adică gândind asupra ceea ce scrie. Această temă, oarecum, ca să, cum să zic, pe pielea lui, tema slăbiciunii, mai vorbește de slăbiciunile cuiva și anume de propriile sale slăbiciuni. O face cu un deplin firesc. El scrie, de exemplu, despre prostie, răspunzând unui alt critic român care afirmă că prostia nu e o temă interesantă, de unde se înțelege că el, acel critic, se simte complet străin de ea, în timp ce Nicolae Manoescu, pe bună dreptate, zic eu, zice că toți suntem și proști și asta e interesant de știut, de ce și în ce condiții suntem proști. Am crescut cu temele, cu toate volumele apărute pe rând la Cartea Românească. Le știu pe de rost aproape, și din afară, și dinăuntru. Cred că și dumneavoastră le știți, pentru că toți ne-am format cu ele, așa arătau primele. Frazele lui sunt țintite și ajung exact acolo unde trebuie să ajungă. Are o plăcere a limpidității care amintește direct de istoricii latini. După părerea mea, să zic, e o carte inegală, rezultatul unor articole pe care le-am scris, faceți socoteala, din 1970 până în 2010 inclusiv, asta înseamnă 40 de ani. Acum, dacă eu aș pretinde că temele mele din 70 sunt egale cu cele din 2010, însemna că am stat pe loc. Nu, eu cred că m-am dezvoltat între timp, am devenit și mai inteligent, și mai tânăr, și mai frumos. Asta e situația. În urmare, ce am scris acum la urmă e foarte bun. Ce am scris la început, de-aia nu vreau să recitesc, că mi-e frică. Trebuie să existe un sens. În toate, în cele mici ca și în cele mari. În momentul în care începem să ne îndoim că lucrurile au sens, este foarte grav. Și de obicei o facem în momente de criză. De criză personală, de criză socială, de criză politică, de criză națională.